Salutare, vulpițelor și vulpișorilor! Bine v-am găsit și astăzi, ca în fiecare zi! Astăzi vă voi povesti cum puteți obține Mega Box gratis în Brawl Stars. Da, Brawl Stars dă Mega Box-uri gratis, dar nu e chiar gratis, este așa o schemă acolo. Și o să aflăm împreună despre ce este vorba. Dați un like, un share, un subscribe. Da, ia uite, monstru este online aici la mine în club. Bun, intrăm aici pe shop. Cine nu știa, o să afle în clipa asta cum poți să primești Mega Box gratis. Dar nu e gratis, v-am spus, este un skepsis acolo. Și ne uităm așa, oferte, brawler și așa mai departe. E că v-am păcălit, chiar credeți că este pe shop? Nu, nu e pe shop. Este un challenge, Summer Sports Challenge, care începe în 5 zile și 23 de ore și zice așa că vine și că trebuie să câștigi 9 meciuri, iar Mega Box-ul o să fie al tău. Deci caută-ți prieteni cu care să te joci, să faci 9 win-uri și o să primești Mega Box. Da. Atenție mare că este valabil pentru 72 de ore din momentul în care se deblochează. Ne urează good luck and have fun, succes și distracție, și în 5 zile 23 de ore. Din experiențele mele anterioare am jucat cam degeaba la challenge-ul acesta. În sensul că câștigam, dar din Mega Box nu primeam nimic. Dacă ați pățit și voi treaba asta, să-mi scrieți în comentarii. Deci, practic, dacă ești e așa, nu e un Mega Box gratis, pentru că tu muncești 9 meciuri pentru el. E o mare țeacă de la Brawl Stars. Bun. Ca idee. Să vedem, căldură mare, mare, mare. Ce se mai întâmplă prin Brawl Stars zilele acestea? Vă mărturisesc faptul că încă nu am început să mă joc la Power League și ar trebui să fac chestia asta. Mai ales că vreau să mai strâng acolo la Star Points. Și da, de ce nu? Să facem opening-uri și să cumpărăm skin-uri din alea super monstruoase, super șmechere. Aici n-am mai avut timp să fac absolut nimic. Clubul meu este, vi l-arăt acum, Foxy. Clubul de pe contul secundar, Foxy Vulpița. Va trebui să muncesc să fac aici, bineînțeles, toate misiunile. Am ceva misiuni în restanță, ca să zic așa. Trebuie să-mi dau restanța pe Brawl Stars. O să mă joc acum că este boss fight. Și cu cine dintre, nu știu, uite, cred că mă joc cu Jessie pe boss fight. De ce nu? Hai că vă las și pe voi să intrați dacă sunteți aici. Cu mare drag să ne jucăm, să dăm ceva meciuri. Și cum ziceam, nu uitați să nu ratați, bineînțeles, acest challenge. Dacă vreți și voi să vă luați Mega Box-ul ăla gratis, care m-a zis eu că de fapt nu e gratis, că e muncă acolo, e ostenială și toate cele. Hai să vedem, toată lumea se joacă aici la mine din ce văd. Eventual o să invit eu pe cineva care văd că ar fi disponibil, Battle Battle. Primul este Ionuț de sus. Apoi putem invita, uite, și monstru este disponibil. Poate o să fie un monstru în timpul nostru și o să-i bată pe toți. Andrei? Cred că nu l-am invitat sau l-am invitat fix mai înainte, posibil. Văd că nu intra. Hai să vedem dacă a mai intrat cineva între timp. Uite, The Red. Bun, hai să așteptăm. Ce mai face? Hai să vedem, de exemplu, ce profil are monstrul. Ce nume și-a pus? Așa, solo, Silver 3, da, 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 insane. Must, challenge wins. 8. Monstrule, vezi că trebuie 9 pentru Mega Box-ul free. Bun, hei, salut, au venit și fructe din vacanță, că știu că au fost pe acolo, pe la greci, pe la măsline, pe la din astea, și acum se întorc și el aici cu chef de joacă. Hai să vedem, dați un mare radio aici.
Hai să mai punem niște muzică până se pregătește toată lumea să face mare, mare distracție. Bun. No, hai să vedem. Trebuie să muncesc, băi, să fac misiunile. Fim așa stanchi, vrășeală. Ce ați mai făcut voi? Pe unde ați mai fost plecați? Ce nivel mai aveți în Brawl Stars? Toate cele bune. Chiar e o căldură mare. Am primit notificarea de la Foodpanda. Stați așa o secundă. 1, 2, 3. Bun. Cred că în fiecare zi îți dau notificare. Da, groaznic. Așa, hai să vedem. Bun. Aole, cum am blocat acolo? Nu, te las, nu te las să mă bați. Așa. Era cât pe ce să mă prindă. Bun, stai că vin și ăștia mici care mă enervează. Nu mai cred că nu pot să dau în tine. Ca lumea așa. Gata ești, gata ești, al meu ești bun. Eee, bine, bine, rău. Am făcut un nivel. Cred că o să rămân tot cu Jessie în continuare. Grație, asta la vista. Acum stă pe hard. La ce nivel ați ajuns la boss fight până acum? Pe unde sunteți? Bagă bani ca la lăută. Răboaică și mișcări de ardelioancă. Cine știe și piesa nouă? Mamă, chiar bate vecinul. Dacă auziți, nu știu, niște ciocane pe fundal, să știți că nu eu bat cu ciocanul. Bun. Bun. Mamă, cred că o să se audă super tare, dar asta este. Ne face galerie cu ciocanul. Aoleu. Bun. Stai așa că strip cu viața mea și aștept să mi se mai fac așa din viață. Bun. Cred că mi s-a oprit muzica. Asta este, vă cânt eu dacă e. Unde ai fugit că mi-a pus rățușca? Vai. M-ai prostit la faza asta. Bun, poftim. Ta-n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 a. Unde ai fugit, măi? Unde ai fugit? Să mi se facă să-mi pun eu iarăși rățușca pe tine. Bun. Hai, rățușcă, arată-i ce poți. Dă-le la toți. Aaaa! Am vrut să-i dau eu ultima bucată, dar mama a apropiat așa puțin cam tare și asta e. Am fost rip. Nu-i nicio problemă. 2-2-2-2-2-2-2. Yay! Și-a mai terminat încă un nivel. Super tare! Păi, vulpițelor și vulpișorilor, momentan cam atâta. Trebuie să stau să-mi fac misiunile, să ajung și eu la zi cu toate cele. Și noi ne reauzim data viitoare și, bineînțeles, o să mă joc și la acest challenge. De asemenea, puteți să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să mai vedeți și altfel de jocuri pe canalul meu. M-am apucat de joculețul acela cu Life Simulator. Dacă nu l-ați văzut, să vă uitați neapărat.
viața mea de la o anumită vârstă până la o anumită vârstă, să lăsați și acolo un comentariu pentru că e super tare jocul și da, Brawl Stars o să mă joc în continuare, dar dacă mai aveți idei de jocuri și mai tari care au apărut și care vi se pară șmechere, să scrieți acolo în comentarii. Vă pup să aveți o zi frumoasă, ca și voi, Instagram, foxy.insta, TikTok, foxy.tiktok și toate cele bune, like, share, subscribe, pa, pa!